așteptăm. Pe pagina sa de Twitter, it's a new day in America, e clar că este ceea ce își dorește Joe Biden, să schimbe tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Vă spuneam puțin mai devreme că o așteptăm pe Kamala Harris să depună jurământul și mai apoi să susțină un discurs. Cosmin Prelipceanu, vă spuneam că este alături de mine, este alături de noi, urmărește ce se întâmplă în Statele Unite, la Washington, ceremoniile de investire a noii administrații Biden. Cosmin, din nou legătura la tine. Mulțumesc. Continuăm pe parcursul întregii seri până când cuplul prezidențial va ajunge la Casa Albă. Despre ce se va întâmpla la Casa Albă nu sunt foarte multe informații. Știm că acolo se pregătește curățenia și curățenia va începe abia după ce vor pleca ultimii membri ai personalului din partea președintelui care a plecat. Președintelui Donald Trump. Ceremonia de la Capitoliu, în plină desfășurare, urmează depunerea jurământului vicepreședintelui Kamala Harris, urmează un discurs și apoi, evident, momentul foarte așteptat, cel al jurământului președintelui ales deocamdată, Joe Biden. Vă spuneam mai devreme că cele 10 secunde de jurământ sunt suficiente, este elementul de ceremonial esențial pentru ce se întâmplă astăzi în Statele Unite. Din secunda în care jurământul a fost rostit, președintele își preia mandatul. Urmează un detaliu administrativ, odată cu intrarea în clădirea Congresului, președintele ales, odată ce a rostit jurământul, va semna documentul, este vorba despre jurământ, și va trece în revistă trupele. În această seară, în mod special, este prevăzută o ceremonie în interiorul Congresului despre care nu știm foarte multe detalii, după care o vizită la cimitirul eroilor Arlington. Apoi, traseul către Casa Albă. Kamala Harris, vicepreședinte ales, jură. În care Jennifer Lopez chiar va cânta ceva, este invitata Kamalei Harris. Kamala Harris este senator. Prin funcția de vicepreședinte al Statelor Unite va fi președintele Senatului, senator de California, așa și legătura cu Jennifer Lopez a fost și procurorul general al Californiei, Kamala Harris, Jennifer Lopez. This land is your land. This land is my land, from California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Provocarea unei crize, iar unitatea este calea de a merge înainte. Și trebuie să mergem înainte. Nu, uniți nu vom eșua, nu vom eșua în America dacă vom fi uniți.
Astăzi, în aceste momente, în acest loc, haideți să o luăm de la capăt, să începem să ne ascultăm unii pe alții, să ne auzim unii pe alții, să ne vedem unii pe alții, să ne respectăm unii pe alții. Orice neînțelegere nu trebuie să fie o cauză pentru un război total. Dragii mei americani, trebuie să fim diferiți de acest lucru. America trebuie să fie mai bună decât asta. America este mult mai bună decât atât. Uitați-vă în jur. Stăm în fața Capitolului. Am îndurat multe, dar am câștigat. Stăm aici, ne uităm către locul unde Martin Luther King a vorbit despre visul său, dar unde mii de oameni au încercat să le blocheze pe femeile care mărșăluiau pentru dreptul la vot. Dar uitați, acum avem primul vicepreședinte de culoare din istoria Statelor Unite. Lucrurile s-au schimbat. Stăm aici vis-a-vis de cimitirul Arlington, unde eroii care și-au dat viața pe câmpul de luptă se odihnesc. Stăm aici la câteva zile după ce o mulțime de oameni au încercat să oprească lucrările pentru democrație, dar acest lucru nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată, nu astăzi, nici mâine, niciodată. Niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Pentru toți cei care nu ne-au susținut, am un mesaj. Uitați-vă la mine. Chiar dacă avem divergențe, nu contează. Aceasta este democrația. Dar ascultați-mă, neînțelegerile nu trebuie să ducă la dezbinare și vă promit că voi fi un președinte pentru toți americanii și vă promit că voi lupta la fel de tare pentru atât pentru cei care m-au votat cât și pentru cei care nu m-au votat. În urmă cu multe secole, Sfântul Augustin spunea că oamenii sunt definiți de mărimea obiectelor pe care le au. Dar unul dintre aceste obiecte este iubirea. Iubirea definește America, dar cred că știm că oportunitatea, libertatea, securitatea, demnitatea, respectul și adevărul sunt lucrurile care definesc America. În ultimele luni am învățat o realitate dureroasă. Au existat minciuni, au fost minciuni spuse. Liderii au promis să apere Constituția și să învingă aceste minciuni. Înțeleg că mulți dintre americani se uită la viitor cu frică, înțeleg că se tem pentru locurile lor de muncă. Ne întoarcem. Ne vom întoarce la Washington pentru discursul lui Joe Biden. Președintele a depus jurământul, este în funcțiune, e președintele cu numărul 46. Cine ar fi crezut, ați văzut discursul,
că acest om a avut o problemă în copilărie din cauza căreia se bâlbâia. În copilărie se bâlbâia, dar e o problemă peste care a trecut. A fost senator timp de 36 de ani, a fost vicepreședinte în două mandate cu președintele Barack Obama și acum devine președintele Statelor Unite. Îl urmărim în continuare. Rural versus urban. Rural versus urban. Conservative versus liberal. We can do this. Putem face acest lucru dacă ne deschidem sufletul, inimă la inimă, dacă suntem mai toleranți și dacă vrem să ne punem în locul altor oameni, cum spunea mama mea, ca să înțelegi, să-i înțelegi pe alții, trebuie să te pui în locul lor. În unele zile, când ai nevoie de o mână de ajutor, iar în alte zile, ești, ți se ceră ajutorul. Acest lucru facem unul pentru altul. Dacă vom fi așa, țara noastră va fi mai puternică, mai prosperă, mai pregătită pentru viitor. Putem să avem păreri diferite. Dragii mei americani, avem nevoie de noi, avem nevoie de toți pentru ce ne așteaptă, trebuie să perseverăm pentru a câștiga. Trebuie să punem la o parte politica și trebuie să recunoaștem că această pandemie. Da. Făcut mari probleme, dar trebuie să fim uniți ca națiune. Dar vom trece prin toate acestea împreună. Cu toții înțelegem că lumea ne privește pe toți. Așa că acesta este mesajul meu pentru cei din afara granițelor. America a fost pusă la încercare, dar am ieșit mai puternici. Ne vom repara alianțele. Vom colabora din nou cu lumea. Vom face față provocărilor de astăzi și de mâine, nu celor din trecut. Și vom conduce prin puterea exemplului, vom fi un exemplu pentru alții. Vom fi un partener de încredere pentru pace, progres și securitate. Am trecut prin atât de multe ca națiune, iar în primele mele momente ca președinte, vă rog frumos să ținem un moment de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața din cauza pandemiei, în timpul pandemiei. Sunt peste 400.000 de oameni morți, mame, tați, prieteni. Trebuie să ne amintim de ei, să le aducem un omagiu. Așa că haideți să spunem o rugăciune în tăcere pentru cei care și-au pierdut viața și pentru cei care au rămas în urmă. Amen. Folks, this is a time of testing. Prieteni, sunt vremuri care ne pun la încercare. Am avut de-a face cu un atac la democrație, cu un virus, cu creșterea inegalității, cu rasism sistemic, cu criza climei. Le-am făcut față tuturor acestor provocări odată. Acum vom fi din nou puși la încercare, dar ne vom ridica. Avem atât de multe de făcut. Vă promit că noi vom fi judecați în funcție de cum vom rezolva această cascadă de provocări. Ne vom ridica la înălțimea provocărilor
Ne vom îndeplini obligațiile. I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. Sunt absolut sigur că vom face acest lucru. Și vom scrie un nou capitol minunat în istoria Americii, o poveste Americii, o poveste care seamănă cu un somn. O poveste spusă în imnul Americii. The work and prayers of centuries have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's add our own work and prayers. Haideți să ne aducem munca și rugăciunile poveștii națiunii noastre. Then when our days are through. Dacă vom face acest lucru, atunci copiii și copiilor noștri ne vor salva, vor face tot ceea ce este mai bun, pentru că noi am făcut cei mai buni pentru ei. Înaintea lui Dumnezeu și a tuturor, vă dau cuvântul că voi apăra Constituția, voi apăra democrația, voi apăra America. All of you keep everything I do in your service. Și voi face totul pentru voi, pentru binele publicului. Iar împreună trebuie să scriem povestea Americii, o poveste de speranță, nu de frică, nu de întuneric, nu de diviziune, o poveste de decență, de bunătate, de decență. Fie ca aceasta să fie povestea care ne inspiră, care ne ghidează și povestea pe care o vom spune generațiilor viitoare că am răspuns provocărilor istoriei, că democrația, adevărul nu au murit în vremea noastră și că vom fi din nou farul călăuzitor al lumii. With purpose and resolve, we turn to those tasks. Cu hotărâre vom face față provocărilor. Devotați unii altora și țării pe care o iubim. Dumnezeu să binecuvânteze America și trupele noastre. America, îți mulțumesc. Discursul de învestire al președintelui Joe Biden, al 46-lea președinte al Statelor Unite, un discurs despre unire, unitate, un discurs despre încercările prin care trece America. Este vorba despre extremism, terorism domestic, a făcut referire la ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni la Capitoliu, dar și o țară care trece cu greu prin pandemie. Coronavirusul a luat în Statele Unite mai multe vieți decât al doilea război mondial. Pentru cei care nu sunt la curent cu cifrele, în acest moment în Statele Unite sunt peste 25 de milioane de cazuri. Au fost înregistrate de la începutul pandemiei și până acum și peste 400 de mii de morți. În numele acestor decese, în numele acestor vieți pierdute, președintele Joe Biden, în discursul lui, le-a cerut celor care asistă la ceremonia învestirii să țină un moment de reculegere, să se roage în gând. Și în numele celor care au pierit din cauza pandemiei, au existat mai multe ceremonii ieri, în preziua învestirii. Vă spuneam că urmează ceremonii în interiorul Congresului. Nu e de glumă, dacă vă aduceți aminte, la prima învestitură a lui Barack Obama, în 2008, pe o vreme ceva mai urâtă decât cea de astăzi, e soare frumos la Washington, vedem în imagine, atunci era frig, bătea vântul, era ger. Probabil că din cauza frigului sau a emoțiilor, Barack Obama a jurat greșit. A stâlcit câteva cuvinte. Și atunci, în momentul în care au intrat în Congres pentru semnarea hârtiilor, Barack Obama a fost pus să jure din nou, în așa fel încât ceremonia să fie îndeplinită. Haideți să ascultăm ce se întâmplă.
was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first begun. If I can ask you to sing this last verse with me, not just the people here, but the people at home, at work, as one, united. Cântă toată lumea. E bine să ascultăm. Acum cântă toată lumea. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Urmărim ce se întâmplă la Washington în ziua învestirii președintelui Joe Biden. Este cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite, 78 de ani. Dar atenție, un om cu experiență extraordinară a fost și cel mai tânăr senator din istoria Statelor Unite. Abia împlinise 30 de ani, cred că avea 31 în momentul în care a jurat, un moment de grea încercare pentru Joe Biden atunci, despre care vom vorbi pe parcursul acestei zile, pentru că istoria personală a acestui om ne spune foarte mult despre lucrurile la care ne putem aștepta de la președinția lui. Iată-l pe Barack Obama, vă spuneam, a fost de două ori, în două mandate, vicepreședintele lui Barack Obama, Joe Biden. E motivul pentru care președintele Obama se referă la Joe Biden cu apelativul prieten, prietenul meu, Joe. La Digi20